În sala de festivități Porolisum a Consiliului Județean Sălaj s-a desfășurat joi activitatea de evaluare a Inspectoratului de Jandarm Județean Sălaj în anul 2014. La acest eveniment au participat prefectul județului Sălaj, Ionel Giunt, președintele Consiliului Județean Sălaj, Tiberiu Marc, șefii structurilor și unităților cu care Jandarmeria Sălaj cooperează pentru îndeplinirea misiunilor specifice, invitați și cadre ale unității. Din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei a participat generalul de brigadă Ovidiu Vasilică, prim adjunct al Inspectorului General și șef al Statului Major al Jandarmeriei Române. În cadrul activității de evaluare, inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarm Județean Sălaj, colonel Petrus Daniel Roșanu, a prezentat activitățile organizate, misiunile executate și rezultatele obținute în anul 2014, conturând totodată și principalele direcții de acțiune pentru anul 2015. În perioada analizată, structurile subordonate inspectoratului au executat o gamă largă de misiuni, acțiuni și controle atât independent cât și în cooperare cu alte instituții. Astfel au fost executate 839 de misiuni de asigurare a ordinii publice, 205 acțiuni de restabilire a ordinii publice și 2695 de misiuni de menținere a ordinii publice. Pe linia executării mandatelor de aducere în anul 2014, la nivelul inspectoratului, au fost executate un număr de 410 mandate de aducere în 46 de localități. În materie contravențională, la nivelul inspectoratului s-au aplicat un număr de 1451 de sancțiuni contravenționale în valoare de 251.660 de lei, din care marea majoritate la legea numărul 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, dar și la ordonanța de urgență guvernamentală numărul 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, la legea numărul 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, sau la legea numărul 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive. De asemenea, pe timpul misiunilor executate, efectivele inspectoratului au constatat în mod independent un număr de 59 de infracțiuni cu 55 făptuitori, iar în urma executării misiunilor în sistem integrat, în cadrul patrulelor mixte de ordine publică, polițist, jandarm, au fost constatate un număr de 85 de infracțiuni cu 112 făptuitori.